Bună seara și bine v-a regăsit, stimați telespectatori! În emisie Reflector Analitic, consumatorii casnici vor plăti pentru un metru cub de apă 10,69 de lei în comparație cu 9,19 lei în prezent. Aceasta este tema pe care ne-am propus astăzi să o abordăm în cadrul acestei emisiuni. Tarifele la apă. Invitații ediției de astăzi sunt Vitalie Mucan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Sergiu Tofilat, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, domnule Tofilat! Bună seara! Domnule Mucan, de ce avem această scumpire a apei? Cea mai simplă întrebare pe care v-a adresat-o, cred că toți, și v-ar adresa-o toți locuitorii. Întrebarea e foarte simplă, răspunsul e complicat. Da. Deci, datele care dă apă canal, deci ei au dreptatea lor, noi avem dreptatea noastră ca consumatori, ca consilieri municipali, ca consiliu. Deci noi vedem că managementul în întreprindere e foarte prost. Deci cheltuieli sunt foarte mari, pierderi pe rețele sunt milioane de tone de apă, probleme la întreprindere foarte mari și noi vedem ca rezultat majorarea tarifului. Deci părerea mea că majorarea tarifului este prima și primul motiv, incompetența administrației apă canal și incompetența lor le pun pe umerii cetățenilor chișinăienilor, care ar trebuiască să achite mai mult. Iarăși se fură din buzunarul cetățenilor și se achită incompetența administrației apă canal. Domnule Tofilat, care este cauza? De ce avem prețuri mai mari? Era nevoie de a majora aceste tarife? Era o pierdere în rețea? Era, nu știu, neprofitabil pentru această instituție? Care e problema? Tot timpul este un conflict între consumatori și operatori. Operatorii vor costuri mai mari și tarife mai mari, consumatorii vor tarife mai mici, evident. Aici susțin părerea, opinia colegului de platou și aș vrea chiar să completez. Vă rugăm. Deci, în primul rând, este vorba de probleme grave în gestiunea întreprinderii. Dacă vorbim în cifre la o cantitate de apă livrată consumatorilor de 44 de milioane de metri cubi anual, aproape jumătate, deci peste 27 de milioane de metri cubi, sunt pierderi și consum tehnologic de apă. Dacă împărțim asta la numărul de zile în an și la ore pe zi, ies în fiecare oră, curg pe apă, apă din rețele, 3.000 de tone. 3.000 de tone pe oră. Deci astea sunt niște pierderi imense, nu știu, absolut exorbitante. Deci operatorul afirmă că da, 27 de milioane de metri cubi anual sunt pierderi de apă. ANRE-ul a mers pe un mecanism de reducere a pierderilor și în tarif a inclus doar 18,7 milioane de metri cubi, cu remarca de a stimula operatorul să reducă pierderile. Aici vorbim și de peste 15.000 de intervenții anual la rețelele de apă. Noi avem rețele cu o lungime de apeducte cu o lungime de 2.000 de kilometri. Mai mult de 15.000 de intervenții anuale, asta e foarte mult. E de câteva ori mai mult decât normativele europene. Și în cazul dat, apare întrebarea, dar cum este organizat managementul și gestiunea rețelelor că noi avem atât de mari scurgeri? Dacă este vorba că rețelele sunt uzate moral și trebuie schimbate și așa mai departe, ok, trebuie de făcut o analiză tehnică a lor, de elaborat un buget și de văzut care sunt sectoarele unde trebuie urgent de schimbat aceste țevi și neapărat de făcut o comunicare publică. Lumea să știe și noi știu să cunoască care este starea rețelelor. Lucrul ăsta nu se face. Deci la capitolul comunicare este o... Domnule Tofilat, AppCanal ne-a oferit date din 90 și încoace. Ce segment s-a schimbat totalmente țevile? Există un asemenea o asemenea proporție? N-am văzut așa date. Deci, în primul rând, trebuie să cunoaștem un lucru. Nu există tarife mari sau tarife mici. Trebuie să fie tarife corecte și transparente. La acest capitol, iarăși, este o problemă foarte mare. Din cererea pe care a publicat-o APA Canal, vedem niște, pe site-ul ANRE, pe site-ul agenției, vedem niște capitole generale de cheltuieli. Asta ne dă posibilitatea să avem o impresie așa la general, că uite, ar fi bine să luăm așa decizie sau alta. Însă, Andreu, trebuia să facă descifrat analiza al fiecare capitol de cheltuieli, să înțelegem, dar de unde se formează aceste costuri și cu cât noi trebuie să ridicăm.
tariful, dacă trebuie să-l ridică, sau din potrivă trebuie să-l coborâ. Deci Andreea nu a făcut lucrul ăsta. Mai mult ca atât, modul cum Andreea a examinat și a aprobat tariful la apă, lasă loc pentru contestarea deciziei pe care a luat-o Andreea, pentru că nu s-au respectat prevederile legii cu privire la transparența în procesul decizional. Deci ajungeți la ceea ce vreau să vă întreb. Absolut, da. Deci oricine acum poate să contesteze decizia pe care a luat-o Andreea. Bun. Cât de obiective sunt instanțele noastre de judecată, aici eu cred că nu sunt dubii că în judecățile din Republica Moldova nu mai găsești dreptate, dar este o problemă că Andreea nu respectă legislația. Domnule Mucan, să finalizez gândul, legea transparenței spune foarte simplu, se elaborează un proiect de decizii, să fac niște calcule, analize, ele trebuie plasate pe site cu 14 zile lucrătoare înainte de a desfășura ședința. Ca noi, consumatori, să ne putem documenta și să venim cu propuneri, spunem, domnilor de la Andreea, stați un pic, voi ați făcut unele calcule, noi avem alte cifre. Haideți să vedem care sunt propunerile noastre. Da, și mai departe trebuie să examineze aceste propuneri, să zic că asta se acceptă, asta nu se acceptă, iată de ce, care este motivul. Să faci un tabel cu toate propunerile. Lucrul ăsta nu s-a făcut, e temei pentru contestarea judecată. Domnule Mucan, de ce are ne ignoră, reieșind din ceea ce spune și domnul Tofilat? Unde este transparența? Unde este consultația cu societatea civilă? Unde sunt experții? Deci eu n-am văzut cât decizia luat Andreea, n-am văzut niciodată transparență sau conlucrare cu consumatorii sau cu cetățenii din partea Andreea. Dar iarăși aici vine, eu sunt de acord cu colegul, cu transparența din partea Apa Canal Chișinău, care noi n-am văzut transparență sau careva date concrete despre tot aceleași rețele, dar noi am văzut și altceva, am văzut rețineri din cadrul Apa Canal și am văzut că nu toți banii care achită consumatori sau, mai bine spus, agenții economici ajung la contabilitate. Și asta e o problemă foarte mare. Că se achită bani, dar ele nu ajung la contabilitate, ies, se fură, așa spunem. Și noi am văzut și rețineri. Dar cât de mare e impactul acesta asupra veniturilor Apa Canal, noi nu știm. Deci numai eu știu că e deschis dosar penal și a să arăte careva date. Posibil. Și de ce? Și noi ne întoarcem la transparență. Că noi din partea Apa Canal, noi unica ce am văzut, noi am văzut conferința de presă care a fost susținută de către directorul Apa Canal împreună cu primarul. Săptămâna trecută că Apa Canal împreună cu primăria vine cu primarul, vine cu solicitarea de a majora prețul. Și atât, asta tot ce am văzut. Noi n-am văzut calculul, n-am văzut argumentarea corectă de ce se întâmplă aceasta. Domnule Tofilat, astăzi, în cadrul unui briefing de presă, susținut de consilierii PSRM în CMC, s-a vorbit despre necesitatea unui audit. Care este punctul dumneavoastră de vedere raportat la această idee? Da, eu cred că este un lucru necesar care trebuie să-l facă fondatorul la Apa Canal, Consiliul Municipal. Apropo, aici ar fi bine de adăugat următorul lucru. Anul trecut, în a doilea trimestru, deci în aprilie-iunie, Andreea a făcut un control la Apa Canal. Nu știu în ce măsură și ce s-a controlat, dar e cert faptul că pentru perioada 2013-2015, ceea ce a controlat Andreea, au fost depistate cheltuieli nejustificate în sumă de 58 de milioane de lei. Asta înseamnă că cheltuieli nejustificate este o formulă așa foarte diplomatică, sub asta trebuie de înțeles că s-au furat niște bani de acolo. 58 de milioane de lei în 3 ani, asta sunt aproape 20 de milioane pe an. Și asta numai ceea ce reușit să verifice Andreea. Eu cred că dacă facem un audit acolo și vedem mai ales partea de achiziții, partea de servicii pe care le contractează Apa Canal și partea de lucrări de mentenanță, să o verificăm cap-coadă, acolo o să găsim încă multe, multe milioane de lei. Și, într-adevăr, există o rezervă de cheltuieli în activitatea operațională a întreprinderii. Deci nu este gestionat corect întreprinderea. De ce sunt atâtea lucrări de reparații la rețele? De ce sunt așa de mari pierderile de apă? Asta e absurd. De văzut care cheltuieli sunt justificate, ok, le includem în tarif, că întreprinderea trebuie să activeze, dar unde se poate optimiza de mai redus de la cheltuieli, lucrul ăsta trebuie făcut.
Și aici, într-adevăr, sunt necesitatea efectuării unui audit sau chiar o revizie, să vedem fiecare document, fiecare contract, factură, ca să ne dăm seama unde ne aflăm și unde sunt rezervele. Acum, dacă să vorbim așa obiectiv la ceea ce se întâmplă și ce trebuie să facem noi cu tariful, da. Și prima chestie, sunt rezerve de a reduce tariful dacă intrăm în activitatea operațională. Audit, verificat, cap-coad, fiecare cost. E real acest lucru? Mă scuzați că vă întrerup. De ce nu? Sigur, e o întreprindere de domeniu, da. De prestarea unui serviciu de interes public. Absolut. Lucrul ăsta trebuie făcut și trebuie făcut anual. Așa cum se face în toată lumea civilizată. Acum, eu m-am uitat la câteva costuri, da? Sunt capitole generale. Avem trei componente mari care sunt în tarif, în total cheltuielile, da. Anuale. Deci, în general, mecanismul de elaborare, de calculare a tarifului, foarte simplu. Andrei calculează care sunt cheltuielile anuale a întreprinderii și le împarte la cantitatea de apă care va fi livrată consumatorilor. Deci este o prognoză, un plan. Evident că la sfârșit de an cheltuielile reale sunt diferite, dar nu poți să prevezi cu, da. Exactitate până la un bănuț care sunt cheltuielile. Și apare o diferență care se numește deviere financiară și fie negativă, fie pozitivă. Acum, ANRE-ul, în sarcina ANRE-ului este să includă în tarif doar cheltuielile obiective, justificate, care într-adevăr sunt necesare pentru întreprindere. Deci sunt trei capitole mari de cheltuieli. Prima, cheltuielile cu personalul, deci salariile. A doilea e consumul de energie electrică și a treilea ține de recuperarea investițiilor în utilaj, în echipamente și, da. Așa mai departe. Deci la salarii aici nu am cifrele, dar mecanismul e simplu. Este hotărârea guvernului privind salariul minim pe economie și el se mulțește la coeficienți în funcție de stagiu, de calificare, de... Iarăși, coeficienții ăștia se aprobă de guvern. Deci APA Canal tot ce face are lista personalului, are stagiu și calificarea fiecărui muncitor, ia salariul minim, îl mulțește la coeficient, adaugă impozitele și are cheltuielile pe salarizare. Acum, când guvernul mărește salariul minim pe economie, la întreprindere automat cresc costurile de salarizare. Acum, dacă tariful nu a fost aprobat din 2019 până în 2017, nu a fost schimbat, salariul minim pe economie s-a majorat de la 900 de lei până la 2360 astăzi. Deci de două ori și jumătate au crescut costurile de salarizare. Evident că mai fost redus și niște personal. Deci aici avem o creștere, dar noi vedem cifra generală, ar fi bine să intrăm în detaliu, să vedem câți lucrători acolo sunt, da. Care și salarii primește și dacă e corect sau nu făcut calcule. Deci aici noi avem o creștere, nu știm care. Doi sunt cheltuielile cu energie electrică. În tariful precedent, cel din 2009, APA Canal cheltuia 99,2 milioane lei anual pe energie. Da. Anul ăsta au solicitat 141,5 milioane lei în legătură cu creșterea tarifului la energie electrică. Atunci era 1 leu și 17, pare. Bun, deci este o creștere. Da. Aici, iarăși, pur pe hârtie arată, vedem că este o creștere, dar trebuie să vedem dacă sunt cheltuielile cele obiective. Justificate. Da, justificate. Ce utilaj acolo sunt utilizate și dacă e corect sau nu să includem cheltuielile cele de energie în tarif. Trei, văd că Andrei a redus drastic din uzura mijloacelor fixe, din recuperarea investițiilor în utilaj. Este vorba că atunci când Andrei a făcut control și am văzut că s-au procurat fel de fel de aparate, de cafea, de zeci de mii de lei și pentru biroul directorului, da? Televizoare și așa mai departe, asta nu are treabă cu tariful. Asta trebuie frumușel din buzunarul directorului, scoatem și întoarcem în întreprindere ceea ce a fost cumpărat nejustificat. Deci Andrei a exclus chestia asta din tarif, cele 58 de milioane de lei care au văzut cheltuieli nejustificate și o corectat valoarea uzurii care se include în tarif. Deci dacă în tariful din 2009 uzura constituia 89,7 milioane de lei, acum ANRE-a a redus-o până la 51,2 milioane de lei. Deci aproape 40 de milioane de lei anual a redus uzura pentru că era o tarifă nejustificată. Reieșind în aceste cifre ar trebui să avem o menținere a prețurilor. Nu, mai sunt și devieri financiare. Deci, da. Ca să iau un exemplu foarte simplu, să înțeleagă lumea ce asta de viere financiară, închipuiți-vă că mama îi dă 10 lei copilul, îți ducă la piață să iei un kilogram de cartofi și unul de roșii. Cartofa 5 lei și roșii 5 lei kilogram. Și băiatul îți duce la piață și vede că cartofile au crescut la 6 lei kilogram. Deci lui deja 10 lei nu ajung, îi trebuie încă un leu. Iată, leu acesta se numește de viere financiară. Și în cazul dat,
băiatul fii rămâne dator la vânzător și ia marfa, fii se duce la mama și mai ia un leu ca să achite costul de plin. Exact așa și la întreprindere. Deci ea fii rămâne datoare la furnizori, fie trebuie să iau un credit ca să achite costurile. Și atunci devierile este trebuie să fie luate în calcul la tarif. Anreal a redus de la 36,5 milioane de lei și solicita întreprinderea, au pus numai 19,4 milioane de lei. Deci Andrei aici a tăiat la greu. Domnule Mocan, haideți să ne aducem aminte de momentul în care la conducerea acestei instituții a venit doamna Gherța. Dânsa atunci constata existența unor cutii de vopsea, ne vorbea despre lipsa transparenței, ne vorbea despre anumite chestii care urmau să ridice mari semne de întrebare. De ce toate aceste declarațiile domniei sale au rămas în van? De ce până la urmă prețurile nici măcar nu s-au menținut ce au fost majorate? Unde este, până la urmă, acea transparență despre care tot discutam? Deci discuțiile a doamnei directoare noi au fost pur politice și nu știu. Noi cu toții am vrut să aflăm totuși ce se întâmpla din punct de vedere economic la întreprindere. Dar ca să fie clar pentru toată lumea, toți aceștia ani, doamna Gherța, fiind șefa direcției finanțe, nemijlocit răspundea de partea financiară a întreprinderii. Și controale financiare au fost efectuate în fiecare an, inclusiv de către direcția finanțe. Deci ei primeau rapoarte în fiecare an. Și se vie, deci se vie doamna Hetz și se spui că nu știu ce se întâmpla în întreprindere, asta nu e drept și nu e corect. Dumnezeu foarte bine știe care e situația și de vopsea, dar atunci, la momentul, trebuia cumva să justifice acțiunile care au fost făcute. Că directorul a fost dat afară, a venit doamna Hetz fiind și director la Apa Canal și a rămas șef direcția finanțe. Deci tot e posibil să dețină aceste două funcții? Haideți să pornim poate și de la acest aspect. Deci nu juridic. Pur juridic e imposibil și la o ședință, dacă nu greșesc, la ședința Consiliului Municipal, primarul ne-a comunicat că el a discutat cu doamna Hertză referitor la alocarea banilor din bugetul municipal. Și atunci eu m-am întrebat, dar ce statut are doamna Hertză față de bugetul municipal, nefiind șefa direcției. Și dumneavoastră a tăcut și noi am înțeles că doamna Hertză totuși ține sub control direcția finanță. Asta e. Domnule Mucan, toate aceste declarații și toate aceste acțiuni de la Apa Canal trebuie să ne ducă cu gândul că nu este profitabilă această instituție sau lipsa de management ne duce în această albie ca să credem această stare de lucruri? Una, lipsa de management, lipsa de viziuni clare referitor la dezvoltarea acestei întreprinderi. Acestea toate duc la falimentarea sau la că n-au venit întreprindere. Dar a doua întrebare. Întreprinderi de prestare servicii pentru populație, fiind întreprinderea municipală, nu trebuie să aibă profit, nu trebuie să aibă profitabilă. Ea trebuie să lucreze pentru cetățeni. Și nu trebuie să include, eu nu știu cât o inclus, în tarif. În tarif 8,7 milioane de metri cubi anual. Nu, profitul. 6%. Ei au inclus 6% profit. Deci, părerea mea că e prea mult să pui 6% la așa fel de întreprinderi, la așa fel de activitate. Da. Și iarăși apar foarte multe întrebări. Unde se duce profitul? Și de asta și noi insistăm. Dar noi insistăm în primul rând astăzi. Deci în cadrul briefing-ului de astăzi eu am încercat să mă acces mai mult pe partea tehnică. Că noi, dacă nu facem regulă partea tehnică a întreprinderii, noi nu n-a să avem rezultate. Noi foarte mult vorbim despre partea economică, că au fost cheltuiți 58 de milioane, dar partea tehnică noi o lăsăm. Și noi nu vedem, noi de ce insistăm totuși? Spuneți-mi, vă rog, care e situația, care e starea? Și am făcut demersul, care e starea la rețelele? Are întreprindere, nu știu, pasportizarea rețelilor, de exemplu, rețeaua din centru la telecentru se cheltuie pe an atât bani. Poate mai ieftin de acum de schimbat rețeaua asta. Dar nu, n-am avut răspunsuri la așa informații.
Și de asta și noi insistăm. Noi vedem câte scurgeri, câte pierderi pe rețele avem. Noi jumătate din apa care se cheltuie, jumătate e pierde. Dar poate este să pierde, dar poate să fură apă. Dar nu avem, n-avem rezultate, n-avem clar, noi nu vedem clar care e motivul principal de ce sunt pierde. Și de asta și noi insistăm ca să fie în primul rând efectuat controlul sau auditul tehnic, să vedem totuși la întreprindere ca cu ce trăiește întreprindere, care e situația la ziua de azi, cu ce bolnavă întreprinderea aceasta. Ca să putem lecui, noi trebuie să punem diagnoz. Diagnoz fără audit tehnic și audit financiar, noi nu putem pune. Domnule Tofilat, incertitudinea persistă și asupra acestor tendere care sunt desfășurate. Este un nod gordian care urmează să fie soluționat. Ce se întâmplă acolo? Țevile și celelalte materiale de construcție care sunt achiziționate corespund prețul real de piață? Eu cred că Andrei a răspuns deja la întrebarea asta prin controlul care l-a făcut anul trecut și a depistat timp de 3 ani, 2013-2015, 58 de milioane de lei s-au cheltuit așa în absolut bani. Nejustificat. Da, deci evident că există probleme la partea de achiziții. De ce? În primul și în primul rând, trebuie de făcut un audit, eu aș zice chiar o revizie, ca să vedem cum se cheltuie banii care plătim noi în fiecare lună. Doi, iarăși, revenind la activitatea operațională, sunt probleme cu nerepartizarea integrală a consumului de apă. Deci dacă există un contor pe tot blocul și există la unele apartamente contoare, dar la altele nu, și cineva declară consumul, altcineva nu declară, deci din afirmațiile apă canal, fiecare a patrulea consumator declară consum de apă zero. El apă folosește, el nu plătește și apa asta se redistribuie la ceilalți care în mod conștiincios, cinstit, scriu cât au consumat. Lucrul ăsta nu este admisibil și de aceea cei care nu-și declară consumul de apă, ei de fapt fură de la noi. Dar cine se face responsabil? Cine trebuie să schimbe aceste contoare? Cunosc personal cazuri atunci când lasă robinetul semi-deschis și nu indică nimic. Exact. Nici nu toți consumatorii iau contoare, dar în mod normal apă canal trebuie să aibă utilaje pentru a depista consumul nesancționat de apă. Deci cineva e conectat ilegal pe lângă contor și consumă apă din contul nostru cu dumneavoastră. La fiecare dintre noi. Exact. Deci trebuie echipament special pentru ca lucrul ăsta să poată fi depistat. Nu e așa de ușor, dar eu cred că există practică în lume și nu suntem noi nici primii, nici ultimii care se confruntă cu așa probleme. Din ceea ce raportează APA Canal în darea lor de seamă pe 2016, anul trecut, circa 8% din volumul de apă livrat nu a fost redistribuit din cauza că cineva nu-și declară consumul. Evident, dacă nu are un apartament contor, și este problematic de a contoriza toate apartamentele, trebuie să existe o metodă de a include niște normative de consum. Ai medie de consum la toți cei care au contoare, ia un parametru mediu, mai pune acolo niște coeficienți plus 10-20% la consum și atunci se plătească toți. Dacă apartamentul nu are contor, să iei consumul mediu la cei care au contoare, exemplu 3, 4, 5 metri cubi pe lună. Mai pun 20% deasupra ca el să fie interesat să pună cât mai repede contor și lasă să plătească. O consumat, nu o consumat, e problema lui. Dar consumul de apă trebuie să fie totalmente repartizat. Deci să plătesc eu care am contor pentru cineva care nu are contor și... Da, canal trebuie să fie preocupat de această problemă. Evident. Sau lăsăm pe seama acestui. Evident trebuie să fie preocupat. Bineînțeles. Și aici e o întrebare simplă pentru mine. Dacă agenția, ANRE-ul, stabilește tariful care în viziunea lor acoperă toate costurile și mai lasă o marjă de profit de 6%, atunci întrebarea ce apă canal lucrează în pierdere. Ok, înțeleg. Din 2019 până în 2017 nu s-a revizuit tariful și au creșteri a cheltuielilor pe salarizare și creșterea cheltuielilor pe energie electrică. Acolo sunt chestii obiective că depinde de guvern și depinde de tariful la energie electrică. Bun. Aceea foarte simplu se calculează diferența, cât e pierderea aceea și ni se prezintă nouă, lucrul ăsta nu s-a făcut.
dar cheltuielile care nu justificate, mă scuzați, aici trebuie intrat în activitatea operațională. Asta, din păcate, nu e prerogativa ANRE-ului, dar aici trebuie să intervină Consiliul Municipal. Vă rog. Am vrut să adaug numai. Deci, Ulea, nu sunt de acord cu repartizarea apei, așa numite cota parte. Da. Deci, noi de mult insistăm ca apă canal să fac contracte directe cu consumatorul, fără intermediari. Și noi nu vedem, apă canal nu dorește. Noi avem legea 303, unde este stipulat că numai dacă 100% din casă semnează pentru da. Conectare, atunci se fac contracte individuale. Deci, în momentul când apă canal a să meargă la contracte individuale cu consumatori, noi atunci n-a să avem nici cota parte și nici furturile cele exact. Care pierderi, furturi, eu știu, consumările da. Cele în plus. Furturi poate să mai fie, dar nedistribuire. Nedistribuire. Și noi insistăm că apă canal să facă contracte directe cu consumatorul. Și apă canal nu dorește. De ce? Că ei nu vor să lucreze. Nu au capacitatea de a lucra. Pentru ce să lucreze cu fiecare consumator și să livreze apa calitativ? Și mai bine să facă un contract cu MGFL-ul și mai departe MGFL-ul de acum voie. Noi nu avem atribuții cu consumatorul, noi am livrat atâta apă, am repartizat ceea ce nu a trecut pe contoare și atât. Și nu avem noi probleme și noi mai ridicăm și prețul și atât. Și trăim foarte bine și liniștit. Domnule Mucan, anul trecut starea de lucruri s-a aflat pe muchii de cuțit. Când zic lucrul ăsta, mă refer la faptul că apa din râul Nistru a scăzut considerabil. Oficialității spuneau că deasupra țevii, dacă nu mă înșel memoria, erau 10 cm. Vorbind ipotetic, dacă se repetă această stare de lucruri, dacă avem temperaturi crescânde pentru vara anului curent, riscăm să rămânem fără apă? Da, și asta s-a menționat și anul trecut. Am încercat noi să menționăm faptul acesta că și noi am fost la fața locului la stația de pompare și noi am văzut acele, dacă mai scăde nivelul râului Nistru cu 10 cm, Chișinău, eu nu știu, apăreau probleme și Chișinău rămâne fără apă. Alternativă la ziua de astăzi, da. Noi nu avem. Era alternativă cândva fântâni artizienii. La ziua de azi în Chișinău fântânile artiziene care se află la balanța apă-canal nu se curăță, deci ele nu sunt funcționale. Dacă noi n-a să avem nu apă... Nu sunt întreținute corespunzător. Da, nu sunt întreținute și noi nu avem alternativă. În caz dacă se oprește, deci scade nivelul mai puțin de nivelul care este necesar, Chișinău rămâne fără apă. Ce să facem noi mai departe? Eu nu știu. Și noi am atras atenție conducerea apă canal. Ni s-a comunicat că nu retrăiesc, că tăta să fie bine, că n-a să mai scadă este problema? Deci nu numai Chișinău rămâne apă, și rămâne fără apă, rămâne și Odessa. Deci dacă nivelul râului Nistru scade sub 9 metri, noi suntem în pericol, într-adevăr, să rămânem fără apă. La fel și regiunea Odessa. Problema e că, într-adevăr, 98% din toată apa care noi o consumăm, ea vine din Nistru. Deci numai 2% vine din fântâni artiziene și aici ar trebui să avem o strategie, dar ce facem noi pe termen lung? Pentru că, ok, anul ăsta e bloios și mai aveam apă în Nistru, dar la anul dacă o să fie secetă și o să scadă sub 9 metri, ce facem? Noi rămânem fără apă? O să trăim apă cu cisterne nu știu de unde? Dar consumul Chișinăului e destul de mare. 45-50 de milioane de metri cubi pe an. E foarte mult. Deci aici nu există o viziune a autorităților ce noi să facem. Săpăm fântâni arteziene, să ne conectăm, nu știu, să tragem un apeduc din altă țară, de la Dunăre, de la Prut. Nu e nicio viziune absolută. Nimeni nu se gândește la asta. Domnule Tofilat, tot în cadrul aceeași ședințe, ANRE-ul s-a pronunțat asupra majorării prețurilor și pentru consumatorii de la Ungheni. S-a propus 20 de lei și 47 de bani. De ce atât de mult? Bun, aici logica sau calculul destul de simplu. Ca să vezi tariful pentru un metru cub, tu iai valoarea cheltuielilor împărțit la consum. Adică planifici întreprinderea asta ca să activeze ce cheltuiele are anual și împarți la cantitatea de apă pe care o vinde. Fix așa e și la gază, fix așa și la energie și la orice serviciu reglementat. Acum,
întreprinderea care are mai mulți consumatori și unde consumul mai mare, păi cheltuielile la un consumator sau la un metru cub de apă sunt mai mici. Acolo unde sunt puțini consumatori, evident că fiecare trebuie să scoată mai mult din buzunar ca să plătească tariful. Fix așa cum merg 4 oameni în taxi sau cum merg 3 oameni în taxi sau 2. Fiecare trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, adică principiul e același. Da, domnule Mucan, apăruse disensiuni asupra modului în care urmează să fie stabilite prețurile. Cineva zicea că este prerogativa Consiliului Municipal, cineva zicea că urmează în areu să stabilească. Până la urmă, adevăr, unde este? La mijloc, ca de obicei? Deci adevărul da. Vom vedea, oricum noi ne adresăm la organele competente totuși să da. Se expui pe marginea acestei probleme. Da, pe marginea acestei probleme, că sunt diferite opinii. Noi totuși avem opinia că fără Consiliul Municipal, având în vedere chiar și că SA Apă Canal e întreprinere municipală și fără că Consiliul Municipal nu a putut să fie aprobat acest tarif. Alți juriști au alte viziuni, dar totuși noi considerăm că nu au putut să fie efectuate schimbări la preț fără avizarea sau fără aprobarea Consiliului Municipal. Domnul Toflat, ce zice bufia legii? Legea asta numărul 303 prevede două mecanisme. Spuneți. De aprobare a tarifului. Deci, în primul rând, mecanismul clasic este când operatorul se duce la ANRE cu calculele, ANRE verifică și dă aviz la aceste calcule, adică spune cam în viziunea ANRE-ului cât este tariful corect. După care, operatorul împreună cu calculele sale și avizul de la ANRE merge la consilii. Și consiliile locale aprobă tariful. Consiliile au dreptul să aprobe același tarif care l-a avizat ANRE sau să aprobe un tarif mai mic și să prevadă din buget compensații la operator. Însă, legea are o excepție. Da. Văd haideți să vedem care este ea. Spun care, articolul 35, alineatul 13. Să comentăm pentru telespectatorii noștri ca în să înțeleagă mai bine. Da. În momentul în care compania, operatorul care livrează apă, are acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, adică BERD-ul, BI-ul și mai departe, atunci și aceste contracte sunt aprobate de consiliile locale, atunci agenția are dreptul să stabilească tariful. Deci în cazul dat ANRE-ul decide stabilirea tarifului în baza al faptului că este un contract de investiții pe care l-a semnat apă canalul cu BERD-ul și BI-ul și a fost avizat de Consiliul Municipal. Asta ține, eu nu știu, când în 2011 în 2012 a fost acest contract aprobat. Și în cazul dat, Consiliul Municipal nu are dreptul să intervină. Da, însă, eu zic, repet, având în vedere faptul că ANRE nu a respectat procedura, ei liber pot fi sancționați, deci decizia dată poate fi anulată legal, pe nerespectarea procedurii, legea transparenței. Mai Mucan. Mult ca atât, este da. Un moment foarte simpatic. Spune. În articolul, cum vă spun exact, articolul 7, litera R, stabilește faptul că tarifele se aprobă pentru a nu admite subvenționarea încrucișată, când unii consumatori plătesc mai mult, alții plătesc mai puțin. Și cineva finanțează pe o grupă de consumatori refinanțează pe ceilalți, da. Deci lucrul ăsta tot a fost încălcat, deci iarăși este temei pentru contestare. Și asta arată neprofesionalismul ANRE-ului. Da, dacă ne uităm pe capitolele de cheltuieli care ei le-au publicat și le comparăm cu cele care erau în 2009, părerea mea că, într-adevăr, există premize dacă să ne oprim strict la costuri, da, fără a intra în activitatea operațională întreprinderii. Strict la costuri, presupunem că la apă canal managementul e foarte bun și fiecare bănuță e calculat corect. Dacă reieșim din asta, atunci da, decizia ANRE-ului este justificată. Dar lipsa transparenței, neclaritate, activitatea operațională dezastruoasă, deci aici sunt rezerve cât duce trenul. Domnule Mucan, mai avem nevoie de 62 de milioane de euro pentru a face lumină în această instituție? Vorbesc despre acest credit, da? Da, 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 eu am înțeles. Asta și am nimerit într-o capcană, că datorită creditului dat, ANRE a avut o ieșire din situație ca să majoreze prețul fără Consiliul Municipal. Dar totodată, nu știu, am foarte mari dubii
Având în vedere cum s-a reparat strada Ștefan cel Mare din creditul, cum de multe ori am discutat despre eficiența energetică, au fost aprobat creditul 25 de milioane. Acum vedem creditul încă mai mare, 62 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor și stației de epurare. Deci eu am foarte mari dubii că noi o să avem un rezultat pozitiv în urma acordării acestui credit. Am văzut pe site-ul Apă Canal sunt o mulțime de licitații cu diferite materiale, deci de acum se achiziționează. Asta și a fost motivul că nu s-a acordat creditul până să fie majorat tariful. Deci eu, părerea mea, că de asta și a fost majorat tariful de către Andrie ca să fie acordat creditul dat. Dar eu vă spun încă o dată că creditul dat n-a să aducă la așteptările noastre, că noi așteptăm că din banii aceștia să fie reparate rețelele de apiduct sau canalizare în municipiul Chișinău sau să fie reasamblat sau reamenajat stația de epurare și noi n-a să avem probleme cu mirosul sau cu stația de epurare. Deci, din cât eu știu, sunt foarte mari probleme că stația de epurare aceasta nouă care vor să o amenajeze n-a să schimbe situația. Noi să rămânem tot cu același mirosul, tot cu aceleași probleme. A doua întrebare cu rețelele de apiduct. Deci, noi am văzut primarul a venit cu 7, dacă nu greșesc, 5 sau 7 milioane de euro pentru contoarea acestea noi, care tot avem foarte mari dubii. Deci noi dacă luăm pe capitole, pe fiecare capitol aparte, noi vedem incompetența și oamenii nu știu despre ce vorbesc. Luăm tot aceleași contoare. Ele, dacă e modelul care a ratat, sau noi o să vedem care modelul o să fie, dacă acel care a ratat, el nu-i, ca să fie clar, el lucrează termenul de garanție, fiecare contor are acumulator. Acumulatorul acela lucrează până la 5 ani. După 5 ani, este necesar de schimbarea acumulatorului care este foarte costisitor. A doua întrebare, ca să fie, deci care e ideea? Că contoarele cele trebuie să fie luate datele la distanță. Pentru aceasta este necesar de instalat soft. Soft e foarte scump, costisitor și foarte greu de menținut. Deci, noi care domeniul de întrebări. Foarte multe întrebări, în toate domeniile. Noi vedem s-o reabilitat, se reabilitează străzi, dar n-am văzut să fie reabilitate rețelele de apiduct și canalizare. Acum eu mai venit primăria, direcția transport împreună cu primarul, au venit cu inițiativa să mai acordăm 3 milioane de euro pentru schimbarea apiductului și canalizarea pe 3 străzi. Alexandru cel Bun, Columna și, nu, 31 august, Alexandru cel Bun și Tighina. La documentul prezentat? Da. Și apare întrebarea. De ce aici 62 de milioane credit? Aici se mai cere 3 milioane credit? Deci să solicite foarte mulți bani, foarte multe credite care ar trebui să noi să le returnăm. Și sub un procent foarte mare. Și mai apare o întrebare, că lucrări nu se efectuează în termeni și calitativ. Și calitativ noi vedem cu toții că nu sunt calitativ. Da, a doua întrebare, că nu se fac în termeni și noi vedem, am auzit așa o opinie, că noi de acum, în baza contractului cu BERT pentru reabilitarea străzilor pachetul 1 și pachetul 2, de acum suntem datori 2 milioane de euro penalități pentru neexecutarea creditului. Da. Deci e foarte greu. Domnul Toflat, 62 de milioane, rezolvă problema? Sau ne îngroapă și mai mult? Depinde cui problemă rezolvă. Da, chestia asta discutabilă. Bun, în primul rând, când e vorba de relații cu partenerii, cu instituții financiare internaționale, ele evident au o grijă ca tariful care este aprobat, pentru că asta tariful e unica sursă de venit a întreprinderii, că tariful aprobat să fie suficient ca să acopere toate costurile. Acum, problema e că aceste organisme internaționale, fix așa cum și ANRIEU, nu intră în detalii privind activitatea operațională a companiei. Deci,
Părerea noastră este că sunt rezerve acolo și trebuie să vedem pe ce se cheltuie banii. Organismele internaționale, cum este BRD, BIU, Fondul Monetar Internațional și instituția de reglementare ANRE-ul, asta nu ține de competența lor. Și îi spun, oameni buni, iată, noi am primit cererea de la operator, fie că e pe energie, pe gaz, pe apă, pe alte servicii, și noi studiem și facem calculele, dar care din cheltuielile astea sunt justificate. Mai fac niște controle, dar vedem că eu am mari rezerve la calitatea acestor controle, mai ales că materialele nu sunt publice. Deci, în situația asta, ANRE-ul și organismele internaționale de finanțare, ei vor să se convingă că acest tarif va acoperi toate costurile întreprinderii și ea va avea suficienți bani ca să plătească creditul înapoi. Evident că dacă tariful nu se aprobă, AP Canalul nu primește finanțarea. Din ceea ce publică AP Canal în raportul lor de activitate pe 2016, ei au câteva proiecte aici, cumpărarea utilajelor speciale, echipamente, mașini de intervenții, mai nu știu ce, să repare, să chiar să schimbe 200 de kilometri de rețele de apeduct, vreo 7 kilometri de rețele de canalizare. Întrebarea mea este foarte simplă. În momentul în care cetățenii nu au încredere în persoana primarului general, în oamenii care au fost numiți de dânșii, și oamenii ăștia vor să le dăm, bun, să ia credit, 62 de milioane de euro sau 25 pe programul de termoizolare a clădirilor, eu nu am nicio certitudine că acești bani vor fi cheltuiți conștiincios, cinstit și conform destinației. Adică, cu alte cuvinte, că nu o să fie furați acești bani sau o parte din tranșă. În momentul ăsta, că eu însă am încredere că totuși este bine și frumos, toate lucrurile trebuie să fie transparente, publicate pe site, noi să putem verifica orice bănuț cu bănuț, să știm sigur că banii ăștia au mers după destinație. Dacă lucrul ăsta nu se dorește, atunci mai bine să nu luăm bani. Mai bine să nu luăm, pentru că creditul ăsta, dacă nu o să fie restituit de AP Canal, el este garantat de Consiliul Municipal. Adică până la urmă să plătim tot din bugetul municipal. Acum revenind la controlul pe care l-a făcut ANRE-ul la AP Canal, ok, ANRE-ul n-a inclus în tarif 58 de milioane de lei de cheltuieli nejustificate. Bun, înseamnă că costurile date și le asumă acționarul. Cine este acționar la AP Canal? Consiliul Municipal, adică tot noi chișinăuieni. Oricum, povara asta de 58 de milioane de lei cade pe spatele nostru, a consumatorilor. Și acum eu am solicitat la ANRE ca să includă în decizie un punct, că dacă se mântuie investigațiile de procuratură de GNA, să iau o decizie finală a instanței de judecată că iată, domnul Cutare și Cutare au furat acești bani, păi să fie recuperat suma dată, să le confiște, să fie confiscată averea, să fie vândută și banii să fie returnați la AP Canal, că noi să acoperim costurile care s-au format, pierderile care s-au format. Da. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Domnul Can, avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu țin cu tot din adinsul să vă întreb. Câte semnături avem? 40.000, 45.000 în vederea susținerii acestui referendum pentru susținerea sau demiterea domnului Chertoacă? Pentru susținere una pentru demitere. Demitere, cer scuze, da. Pentru inițierea referendumului. Da, în jur la 45.000. Deci se colectează foarte bine. Noi vedem că în 10 zile noi am colectat foarte multe semnături, aproape am ajuns la cifra ceea care este necesar. Da. Vă aduc aminte că este necesar de 64.000 capici de semnături. Cine nu s-a semnat, vă invităm în corturile pentru a aplica semnatura și ca să faceți parte din împreună cu cetățenii pentru demiterea primarului acesta, despre care sunt foarte multe emisiuni, am discutat foarte multe probleme și noi vedem că orice problemă care nu abordăm, noi vedem că toate căile merg spre primarul. În toate este implicat dumnealui personal sau echipa lui. Și de asta vă invităm pe toți să cine nu s-a semnat. Dar vedem că stau și rânduri la corturile noastre și foarte bine merge, decurge, deci colectarea semnăturilor. Noi avem 60 de zile pentru colectarea semnăturilor, dar dacă în 10 zile noi am colectat 45.000,
înțelegem foarte bine că în curând a să avem cifra aceea care este necesară pentru inițierea referendumului. Și în toamnă a să avem referendum și sperăm că până iarnă îl dimitim pe primarul nostru, așa numit, și totuși a să fie schimbări în orașul acesta spre bine și de acum a să discutăm despre ce trebuie de făcut, următoarei pași, dar nu cum să salvăm noi măcar ceea ce a rămas. Domnule Mucan, domnule Tofilat, eu sunt obligat ca să pun punct acestei emisiuni. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua această discuție. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Accent TV.